există indicii că în atacul chimic din Douma s-a folosit sarin, sursă oficial din SUA. Statele Unite au informații care indic folosirea gazului neurotoxic sarin, alături de clor, în atacul chimic din 7 aprilie împotriva ora sublinierului Douma din enclava rebelă Ghouta de Est din apropierea Damascului, transmit AFP sublinierei Reuters. O sursă oficială americană a declarat că loviturile aeriene de sâmte, la care au participat SUA, franca sublinierei Regatul Unit, au distrus obiective unde se aflau materiale care ar fi putut fi folosite pentru producerea unor arme chimice, cum ar fi sarinul. E mare pecat. Ce este interzis se face azi, în Duminica Tomii. Reprezentanta SUA, a cărei identitate nu este dezvăluit de agențiile citate, a explicat ce simptomele prezentate de victime, a subliniere acum au fost descrise de medici, de organizații neguvernamentale sublinierei de alte surse sublinierei observate prin analiza imaginilor înregistrate în Douma, includ contracții ale pupilelor, convulsii sublinierei afecțiuni ale sistemului nervos central. Acestea nu sunt provocate de clor, ci sunt specifice expunerii la agenți neurotoxici. Ea a reamintit că sarinul, un agent din această categorie, a mai fost folosit sublinierei anul trecut, în atacul de la Khanshaykhun, care a provocat atunci primele represalii americane împotriva Siriei. Un alt indiciu în acela sublinierei sens este numărul mare de morți, de ordinul zecilor. Vineri, cu câteva ore înainte de loviturile aeriene, SUA, franca sublinierei Regatul Unit au susținut că decin dovezi privind folosirea armelor chimice de către regimul condus de presubliniere-dintele sirian, Bashar al-Assad, dar nu au precizat despre ce arme este vorba. O anchetă a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice ar putea determina exact ce substanțe s-au folosit la Douma, dar nu ar putea indica sublinierei autorii atacului, a cărui existent este negat în continuare de Siria sublinierei de Rusia.